prima repriză a confruntării academica Farul nu a fost una tocmai bună pentru gazde. Acestea veneau după două eșecuri consecutive, iar acest lucru și-a pus amprenta pe evoluția jucătorilor. Bucuros că am câștigat, dar atâta tot, pentru că nu, mai ales prima repriză, frică, foarte mare frică de rezultat. Într-un fel să zici că e normal, dar până la o limită. Nu ne-am găsit ritmul, tocmai din cauza veneam după două eșecuri, pe jocuri mult mai bune ca asta. Și jocul de la, și cu voluntariu, zic eu, că am mult mai multe realizări. Și cu ultima etapă în deplasare la, cum îi spune, la Buzău. La Buzău am avut o primă repriză bună. Din fericire pentru noi, astăzi am avut un joc slab și am câștigat. Repriza a doua a fost mult mai bună. Jucătorii pregătiți de Marius Baciu înscriind de două ori în interval de 5 minute. Primul gol i-a aparținut vârfului Vlad Rusu, al doilea purtând semnătura unui fundaș, Sergiu Popovici. Deocamdată au o diferență foarte mare, zic eu, dar nu-i de speriat. Eu cred că noi să ne reglăm ușor-ușor și ei să facă și ei pas greșiți cum am făcut noi. Dar ne vom bate până la ultimul fluier arbitru. Sper să nu mai facem greșeli, pentru că am avut prea multe greșeli personale. În schimb, trebuie să mai accentuăm, să zic așa, la, să accentuăm puțin la dăruire și la combativitate. Argeșenii rămân pe locul secund în clasament și vor juca runda următoare la Dorohoi.